Salutare, dragii mei! O să fac un film foarte scurt. Cum demontăm Hota Gorenie, dar sunt și alte modele foarte asemănătoare pentru că mulți le-au făcut în China, le-au rebranduit și acum se vând drept Bosch și alte minuni. Este vorba de o plită cu două motoare, după cum vedeți. Foarte simplu. Trageți sertarul, stânga-dreapta, o să vedeți două șuruburi. Aici, în zonele astea, deci stânga-dreapta. După ce le-ați demontat, efectiv toată hota iese de pe șine, culisează. Ați scos-o, evident, după ce ați oprit alimentarea de la instalația electrică prin ștecher, prin rigletă sau prin ce mai aveți. După care, ca să nu vă mai bateți capul, foarte repede scoateți lămpițele astea două cu șurubelniți. O să găsiți două șuruburi aici. Stânga-dreapta, pe șine. O să mai găsiți încă două șuruburi cu imbus, două șurubele mici. Când trageți și în afară o să le vedeți. Stânga-dreapta amândouă. Le scoateți afară. Pe laterale o să mai vedeți aceste două șuruburi stânga-dreapta. După ce demontați toate chestiile astea, o să vă iasă când trageți lateralele astea, o să vă prindeți voi. O să iasă chestia asta de aici. O să aveți acces la toată căblăraia de pe dedesubt, toate marțele. Desfaceți una, două aici. A ieșit afară și capacul ăsta mai are două clipsuri pe spate. Nicio problemă. Desfaceți șurubul acesta de aici. În partea asta la altă o să iasă pe șine. Ați scos afară. O să vedeți iarăși alimentarea motoarelor. 4 șuruburi la fiecare. Le-ați dat afară. Iese cu tot cu bobinaj. Aici, 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 4 piulițe ca să, după ce le-ați scos afară, ca să puteți să detașați de site. După care aveți acces la turbină, la bobinaj, la ce vreți voi, totul merge foarte simplu. Mai departe. Deci asta este toată schema. Mult succes, toate cele bune!